Îmi spuneți când sunteți gata. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc mult pentru interes și așa cum spuneam ieri seara, până nu am finalizat procesul de numărare 100%, nu am decis să ieșim public. Avem aceste date finalizate, vreau să mulțumesc din suflet fiecărui locuitor a municipiului Chișinău care și-a exprimat votul pentru Mișcarea Alternativă Națională și pentru mine personal. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot și vreau să vă asigur că voi fi primarul tuturor, absolut a tuturor. Și am luat și voi lua în continuare notițe și la acele remarci pe care le-ați făcut, la acele critici care sunt constructive, la acele propuneri care au sunat și de la unii contracandidați. Vreau din suflet să mulțumesc echipei mele, echipei MAN, o echipă extraordinară, o echipă dedicată, o echipă profesionistă, o echipă care, eu zic, în aceste condiții destul de dificile, a făcut practic imposibil. Pentru că acel rezultat pe care îl avem împreună este cu certitudine o victorie, dar e și o responsabilitate mare. Asta vom discuta cu fiecare. Astăzi deja am vorbit cu doi dintre viceprimari. Am vorbit despre sezonul de iarnă, cum merg pregătirile. Am punctat unele accente care trebuie să fie făcute. Am vorbit despre buget și despre prioritățile imediate pentru anul următor. Vreau să-i asigur pe toți cei care, într-o formulă sau alta, s-au interesat de situația financiară a municipiului. Astăzi în conturi avem aproape 300 de milioane lei, ceea ce este un indicator extraordinar de bun în aceste condiții destul de complicate. Vreau încă o dată să mulțumesc fiecărui care a fost la secția de votare, pentru că am avut și mișmașuri organizate în mod intenționat în aceste circumstanțe. Toate aceste lucruri au fost documentate. La fiecare secție de votare, unde am avut tentative de fraudare a alegerilor, toate aceste materiale sunt probatorii, inclusiv pe partea de video și partea de contestații. Vor fi transmise misiunilor de observare internaționale și organelor abilitate de la Chișinău. Vreau sincer să mulțumesc familiei mele, soției mele pentru răbdare, pentru că în această perioadă practic nu am fost, deși ar fi fost foarte frumos să fiu cât mai mult prezent în cont de situația în care ne aflăm în aceste zile și în această perioadă. Vreau din suflet să vă mulțumesc dumneavoastră că ați reflectat ce ați putut reflecta din activitățile noastre. Reiterez, au fost mii de întâlniri, nu doar ne-am întâlnit aici, dar în teren cu fiecare dintre dumneavoastră, fiecare locuitor a municipiului Chișinău și vreau să vă încurajez că în continuare vom fi foarte transparenți. MAN și eu personal am făcut o campanie curată, o campanie corectă, eu zic o campanie pentru prima oară în istoria Republicii Moldova în care marea majoritate a oamenilor au votat pentru, nu împotrivă la cineva sau ceva. Eu vă mulțumesc din suflet și vreau să vă asigur că voi continua împreună cu echipa să dezvoltăm Chișinău împreună cu locuitorii municipiului Chișinău. Vă mulțumim pentru toate sugestiile și vă mulțumim foarte mult pentru încrederea acordată. Domnule primar, ați putea vă rog să ne spuneți care promisiune făcută de dumneavoastră în primul mandat și nerealizată până acum, o veți face în primul rând în cel de-al doilea? Ele sunt fixate toate, nu există ceva mai prioritar sau mai puțin prioritar. În continuare, ne vom axa pe ceea ce ține nemijlocit de infrastructura rutieră. Asta ar însemna drumuri, trotuare, parcări. Evident, ceea ce ține nemijlocit de curțele blocurilor locuite, am zis că va fi o prioritate de top pentru acest mandat. În continuare, ținând cont de faptul că municipiul Chișinău este practic singura entitate teritorială care are în creștere numărul de copii de vârstă școlară, ne vom concentra pe activitățile la îmbunătățirea infrastructurii educaționale, asta înseamnă grădiniță, școală mai curată, mai modernă, mai amenajată, mai dotată, extinsă sau construită de la zero. Cu certitudine sunt și multe alte priorități pe care le vom puncta.
Spre marea diferență de unii din care au participat în această campanie, vă spun cu toată sinceritatea, avem fixate obiective pe termen scurt, avem fixate obiective pe termen mediu și pe termen lung. Avem planuri de activitate în această privință, avem lucrurile bugetate, știm cât aceste lucruri costă aproximativ, iar acolo unde trebuie să clarificăm aceste costuri, suntem în regim de proiectare, de actualizarea deviziilor și tot așa mai departe. Deci știm ce avem de făcut, știm cu cine putem să facem aceste lucruri, am demonstrat că se poate și vom demonstra în continuare că se poate. Cea mai mare responsabilitate și provocare pentru noi este să fim mai buni decât a fost în primul mandat. Și, domnule Ciuban, ce ați învățat din greșelile primului mandat? Bun, noi, ca oameni, învățăm în tot parcursul vieții. Sunt lucruri la care nu vreau acum neapărat să fac remarcă, dar să știți că știu să învăț pe parcursul vieții, știu să ascult de echipă, știu să ascult de oameni care mă critică și știu să fac deducții și să învăț lecțiile în acest context. Altceva? Deci, ceea ce vă spuneam, acum vom transmite toate materialele la Comisia Electorală Centrală și misiunilor internaționale. Vă doresc o săptămână cât mai reușită. Noi, în continuare, împreună cu echipa MAN, vom dezvolta Chișinău. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă.